cazul să se înscrie într-o cursă pentru o funcție atât de importantă, dacă ținem seama că aici au fi acest fotoliu de președinte al organizației de bucurie, au stat în trecut Traian Băsescu, Adrian Vindeanu sau Vasile Doaga. Elena Udrea spunea puțin amuzată dimineață că are mari emoții, însă nu în ceea ce privește fotoliul de președinte al organizației, ci cu organizarea acestui eveniment. În calitate de anfitrion al evenimentului, Elena Udrea e invitată la microfon rând pe rând pe colegii săi din conducerea partidului, care cu unele excepții au lăudat-o pentru activitatea sa de ministru, dar și pentru activitatea din partid. Pe lângă Elena Udrea, Democrat Liberalii Bucureșteni au ales astăzi și echipa de vicepreședinți, alături de care speră ca în 2012, la alegerile locale, să recâștige capitala. Deocamdată acestea sunt informațiile. La revedere!